22 de membri ai adunării parlamentare a Consiliului Europei au semnat un proiect de rezoluție prin care îi cer acestui for să ia măsuri urgente pentru a solicita României protejarea minorităților naționale. Cererea vine în urma declarațiilor și demersurilor publice ale fostului ministru de finanțe Darius Vâlcov și fostului ministru al educației Liviu Pop privind minoritatea germană din România. La începutul lunii septembrie, Darius Vâlcov, la ora actuală consilier guvernamental, a postat pe pagina sa de Facebook un clip video în care sugera că Rezist și Forumul Democrat al Germanilor din România sunt organizații naziste. În montaj apărea și o fotografie cu președintele Klaus Iohannis cu freză și mustață asemănătoare celor purtate de Hitler. La rândul lui, într-un interviu publicat în august, Liviu Pop a catalogat Forumul Democrat al Germanilor din România drept o organizație nazistă. Cei 22 de semnatari ai proiectului de rezoluție arată că minoritatea germană stabilită în România în urmă cu secole intră sub incidența Convenției Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale, semnată de Consiliul Europei în 1995 și ratificată și de România. Ei arată că astfel de acțiuni de defăimare în România la nivel guvernamental sunt îngrijorătoare. Prin urmare, cer măsuri urgente prin care țara noastră să fie obligată să respecte drepturile minorităților naționale. La începutul lunii octombrie, cei doi foști miniștri au fost sancționați de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Darius Vâlcov a primit o amendă de 2000 de lei, iar Liviu Pop un avertisment.